mai analiza. Masaj. Iubire, hai te rog să te pensezi puțin. Dacă îmi faci masaj. Ei, na. După ce îmi faci masaj, te las să mă pensez cum vrei tu. Cât vrei eu? Până la ultima? Cât vrei tu. Ce formă vrei tu să-mi dai, aia stau. Și până te termin eu, până da. Mi se pare mie că e super da. Tare, ok. Da. Bun, să fac masaj la cremă. Cu cremă. Da. Da, 20 de minute. Pe ceas. Ok, 20 de minute. Pe ceas. După ceas, dar după aia să vezi ce să țip tu când o să te pensezi. Aie, măcar primești un lucru bun. Stai să te mușcă, da. Au! Hai mă că nu te-am mușcat. Grip, pistol. Recalcitrant ești, mă? Câteodată. Ce mai? Recalcitrantul ăsta. Grigore. Unde e Mariana? A, da. Dar pe aia de tot cum o să da. Iubi! Guriță, cap în cap! Iubirea, mâna asta ocupată! Băi! Iubire! Hai mă, iubi! Nu vreau cremă cu sclipici! Sunt iubita ta! Uitată-i! Ce ai pățit? Nu mă mai recunoști? Ce, Mariana? What's up, girl? What's up, my girl? Mulțumesc! Cu băieții, ca deci... tinerile dintre el și mi-am susținut punctul de vedere. Eu nu cred că a fost simple glume, dar însă de altă dată eu nu o să mă mai bag, pentru că nu e problema mea. Da. Ce, Mariana, ce? Despre glumele pe care le-au făcut băieții. Era sigură că altceva te întreabă. Glumele care le-au făcut băieți, la Revelion. Și astea nu le-am luat ca niște glume, dar trebuia să nu le-au cu păreri. Chiar dacă e iubitul meu, ar trebui să nu mă implic în nimic. A întrebat care ar fi fost atitudinea pe care ar fi trebuit să o aibă el. Și am zis momentul acela să nu permită și când eu am fost deranjată să mă susțină pe mine, din punctul meu de vedere. Ba, da. Mai ales. Dar cum aș fi zis, se pare că... Să zic că nu se potrivește să eu înțeleg astfel lucrurile, el altfel și nu o să mă mai implic de altă dată. M-a întrebat de ce crezi că și-au permis glume, eu am zis pentru că el se crede prieten cu toată lumea și permite oricui. Nu vrea să se certe cu nimeni, ești din cauza asta. Doar ca să n-apară discuții și lasă prea pământul călcat în picioare. Dar asta te-a întrebat? Da. Oricum e să fie cu asta. Știi ce ne-a întrebat? O să fie în gală. Pe tine ce te-a întrebat? La mine o să fie de la 5 la 7. Nu pot. De ce nu pot? De Denisa. Că de ce am pus-o? Ce? Păi dacă îi pui pe ea protejați, nu-i bine. Dacă îi pui pe la alții, nu-i bine. Eu știi ce? Am spus ceea ce am gândit și la momentul respectiv. A, după îmi zice, dar știi că data trecută trăia mama. Dar cine a zis că sunt pe ultimele două locuri? Eu și Maria. Fai de mine. Se presupune, Maria. Se presupune, da. Mariana... Nu are nimeni clasamentul. Da, îți dai seama că nu au ei în mână clasamentul. Pe Facebook, iubire, pe site-ul Mireasă pentru fiul meu. Arată întotdeauna voturile în partea dreaptă. Nu arată. Sunt voturile... Nu sunt toate. Nu sunt toate, dar oricum. Da, sunt apropiate. E, și, da, ultima ce că e Mariana. Ce? Ultima e Mariana. La fete. Și... Și eu îs după ea. Puțin mai sus. După ea e George și după ea e. Da. Și mai e, și Grigore pe 12. Adică imediat după. Imediat după e Grigore și mai sunt încă... Încă da, patru. Încă patru, mai. Da. Mai patru, da. Uite adică... la ceas cât e. Adică dacă ne ia ultimii... A, a, stai să vezi. Hai mă, iubire, că ești 33 acolo. Da, știi că data trecută Traia nu a mai fost nominalizat. Și 32. Ai nu, nominalizat mi-a zis. Ai și 35.
Și am stat așa, m-am gândit. Nu știam ce să spun. Face, și zic eu, protejat și face, da, n-am protejat. Și face, da, dar m-am gândit că săptămâna asta o să fie. De ce? Și după că deci am pus-o pe Denis. Și am zis, pentru că eu știu că sunt pe ultimele locuri. Băi, te fac frumos și tu? Și am pus-o pe Raymond. Și oricum nu forma niciun cuplu până așa se complică. Și de unde știi tu, ți-a spus ție? Și am zis, nu, asta am dedus eu din tot ceea ce s-a vorbit. Când ai venit aici, nici nu vrei să auzi de masă așa. Acum ești nebunit. Nu mă interesează ce o să zic. Oricum și pe restul i-am urmat tot din același motiv. Pentru că mâine e subiect, știi? Și de asta. Dar nu mă interesează. Chiar nu. Trebuia să mai zic, dar o să spun mâine pe material unde. Ce frumos, Diana. Și-a făcut iubit. Da? Ai da. Zis astăzi în emisiune că o să-mi fac masaj. De ce nu faci? Oricum frumos, fac adică vezi, nu de multe și din competiție și... Uh-huh. Îmi faci, nu-i așa? Soarta nu era... Mai mult. Serios, da, frumos. Nu era nimeni aici pentru ea. Uite, vezi? A plecat și imediat și-a găsit afară. Vezi că n-am zis, a zis, nu-i fie. Și ți-am făcut. Nu mi-e făcut. Asta n-am. Ai, nu contează. Ce rog? Înțeleg că nu îți mai aduce aminte. De asta te chema Grigore, nu? Am întrebat despre ce a și iubit, despre glume. Traian și Andrei. Era sigur. Ne-a întrebat diferit. Dar nu ai, Grigore, avea voce de noi așa groasă? Nu, avea voce mai normal. Nu știu, de eu m-am speriat. Și cum, nu știu, vorbea așa, chiar m-a speriat. Înainte era mai trăciu sau... Da, dar nu, mi s-a părut că îmi vorbea mai, nu știu, mai așa, mai, știi? Și chiar s-a părut. Iubirea, îți place cumva? Nici nu zici, îmi place, îmi place, nimic să mă fac și pe mine să mă motiveze. Sper să zic că fac bine treaba. Spune-mi iubire. Nu! Ce tu ce ai subie acolo? Cum vrei? Așa, așa, așa. Cum vrei? 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 Unii băieți sunt permis. Asta pentru că tu nu vrei să te ceri cu mine, tu ești foarte permisiv din cauza asta. Deci mâine sper să-mi găsesc rochi. Ce atitudine trebuia să iei tu? Azi la momentul ăla trebuia să nu-mi permită și după aceea eu aș fi de părere, trebuia să fie de partea mea, dar cum n-a fost. Nu mă mai băi o trebuitări. Îți dau eu un puf de? Tu ce ești? Am fost prea permisiv și tolerant. Că și eu am făcut mișto, că am vorbit cu ei și să nu se mai repete și dacă o să mai repete o să iau atitudine și nu se mai permite. Cam asta.